Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Căutătoare activă a adevărului, dacă te-ai născut pe 16 august, ai o înțelegere profundă a destinului tău, oamenii din jurul tău ar putea să te considere un adevărat mister din cauza contradicțiilor inerente în tine. Ești mai inteligentă și mai bine educată decât majoritatea oamenilor și poți manifesta nerăbdare comunicând cu cei care gândesc mai puțin repede. Cu toate acestea, ești o idealistă sinceră și lupți cu înverșunare pentru ceea ce crezi, deși iubești atenția pe care o atrag activitățile tale umaniste, latura spirituală a naturii tale este predispusă la gânduri solitare. Poți fi profund religioas în sensul tradițional sau să aderi la un sistem alternativ de credințe, să te intereseze misticismul sau științele oculte. Tu ești cu adevărat o desfătare sufletească, o încântare, care știe să obțină ceea ce își dorește. Nu poți comite acte de erupții cutanate. În tot ceea ce faci, există un sentiment de, de proporție, astfel încât alții sunt întotdeauna dispuși să intre în contact cu tine ai un interes și, sau o tendință semnificativă către diverse forme ale senzualului, inclusiv plăcerea sexuală. Aspectele de conducere ale personalității te împiedică să accepte existența altor puncte de vedere. În cazuri controversate, vei obține victoria prin orice mijloace, fără a ocoli chiar să ți distruge adversarii sau dușmanii. Semnul tău zodiacal aparține constelației leu semnul zodiacal leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, încredere, cordialitate, capacitatea de a ierta, armonie. Fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun, dotată cu inteligență remarcabilă, Poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte șaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți, va permite să-ți direcționezi energia ta irepresibilă în direcție cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică autoritară și egoistă. Încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu coplești pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută, de obicei la armonizarea relațiilor. Din exterior, pari a fi o persoană căreia totul este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, Secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este Soarele, de la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și acelor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de independență în gândire, precum și pentru dependența de impresia celorlalți despre tine. Semnul zodiacal îți conferă calități extraordinare. Te-ai născut lider, responsabilă, puternică. Ești decisivă, hotărâtă și autosuficientă. În același timp, poți fi egoistă, excesiv de exigentă, dar ești și emoțională, sensibilă. Tu dorești mai mult romantism decât alții, afecțiunea emoțională pentru cei dragi, pentru un partener, este mai importantă pentru tine decât faima, dar la fel de bine poți fi și burlăciță convinsă. Pentru tine, autodezvoltarea și cariera sunt pe primul loc dorința de a acumula putere și influența este exprimată mai multă decât bine, dar nu există o limită a decenței. Tu ești firească în comportamentul tău și nu ascunzi niciodată sentimente adevărate. Este insuportabil pentru tine să suferi în tăcere. Ai nevoie de un public cu care să-ți poți împărtăși experiențele. Deși poți fi considerată a avea o natură hipersensibilă, ești înzestrată cu o piele destul de groasă și poți suporta practic orice atac, mental sau fizic. În plus, ești capabilă să-i afectezi pe cei care te tratează necuvincios. În unele cazuri, răzbunarea devine principalul argument al acțiunilor tale. Dacă vei merge pe calea negativă, atunci puterea ta distructivă se va întoarce inevitabil împotriva ta. Căutarea constantă a fiorilor poate denatura personalitatea ta sau o poate duce la extreme. Un mare pericol pentru tine este pierderea capacității de a te bucura de lucruri simple. În acest sens, poți pierde treptat contactul cu familia și prietenii. În ciuda unei tendințe clare către un comportament asocial, de obicei, găsești singură nișa în care talentele tale vor satisface o anumită nevoie socială sau cercul în care te rotești. Cu toate acestea, deși ești interesată de conducere, este puțin probabil ca scaunele de conducere să te seducă în realitate, deoarece nu dorești să fii responsabilă pentru grupuri mari de oameni. tău este seducția și incitarea, mai degrabă decât dominația și controlul, te distingi față de alții nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești amabilă, extravagantă, încrezătoare, deschisă, natura ta contradictorie puternică și mândră, este în concordanță cu sentimentalismul, nevoia de iubire și admirație, tu la nivelul fizic nu ai nevoie doar de atenție, ci de dragoste pe margini, renunțare, sacrificiu și dorința unui partener de a se dizolva în interesele tale, cum afectează data de 16 august soartata, ești hotărâtă și independentă, curajoasă, încrezătoare în sine. Universul te-a răsplătit cu o sănătate bună și un aport mare de energie vitală. Datorită acestor trăsături de caracter, te îndrepți cu încăpățânare spre atingerea obiectivelor tale, oferindu-ți tot ceea ce este necesar pentru viață. Tu te străduiești să ocupi un anumit loc în societate, să câștigi încredere și respect. Îți place foarte mult să argumentezi, cu siguranță trebuie să-ți demonstrezi ideea. Nu accepti alte opinii considerându-le eronate. Tu asculți doar sfaturile celor pe care îi respecti. Tu nu depinzi de opiniile celorlalți. Răspunzi în mod adecvat la critici. Tu știi exact ce ești și ce poți lua din viață. Nu îți pierzi timpul și nervii pe cuvintele goale ale oamenilor. Îți arăți întotdeauna fățiși emoțiile și sentimentele. Nu-ți place să te prefaci și să flatezi. Ai o personalitate deschisă și ești sociabilă. Afișezi întotdeauna ce simți, dar ai nevoie de o audiență care să-ți împărtășească sentimentele și propriile cunoștințe. Ești sensibilă, nu te vei lăsa jignită. Pentru tine este ușor să găsești un teren de mijloc în orice. Dacă dorești ceva, e în considerare cu atenție cum se obține. Nu încerci să preiei totul în același timp. Datorită acestui fapt, tu ai tot ce îți dorești. Nu ai nevoie de încordare, deoarece dorințele tale sunt rezonabile și fezabile. Ești un bun interlocutor, îți place să discuți, nu-ți place singurătatea. În compania ta, nimeni nu se va plictisi niciodată. Tu îi încarci pe toți cu energia ta pozitivă. În viață, ești tulburată de inconstanță. Îți este greu să-ți exprimi dorințele. Ești în continuă schimbare de interese și hobby-uri, mai întâi vrei unul, apoi altul, ești ușor de ispitit și acest lucru trebuie combătut, de dragul plăcerii și al propriei satisfacții, îți poți cheltui toate economiile, îți place să te răsfăți prea mult, nu ai nimic împotrivă pentru a obține o doză suplimentară de adrenalină, tu ai darul de a influența oamenii, această abilitate poate fi folosită pentru egoism este mai bine să o utilizez pentru a coordona acțiunile în grup, astfel încât să existe indicatori mai bune ai activităților comune. Este posibil să nu vrei să-ți asumi responsabilitatea, fiind gata să răspunzi numai pentru acțiunile tale, dar îți place să-i și să-i seduci pe ceilalți. De dragul oamenilor care îți sunt dragi, ești pregătită pentru orice. Îi înconjori cu dragoste și grijă. Ești un minunat însoțitor de viață, un părinte minunat, în plus, nu te confrunți cu instabilitate financiară, ai mereu bani, dragoste și compatibilitate. Într-o relație romantică, arăți pasiune, dar în același timp ești complexă și angajată să faci totul așa cum îți dorești, extrem de dedicată, poți fi un proprietar gelos, deși îți prețuiești independența. Este dificil pentru tine să oferi aceeași libertate partenerului tău, cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător, cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți, iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc, de asemenea, Perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteți sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos din leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți. O alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte. O alianță nu prea bună te așteaptă cu scorpionul și una nefericită cu taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea de a-ți recunoaște domnia te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești o persoană prietenoasă, cu bune maniere, introspectă, spirituală cu o mare simț al umorului. Neptun te patronează. Această planetă îți conferă ambiție, temperament pasional. Tot sub auspiciile lui Neptun, cu farmecul tău, implementezi cu ușurință cele mai complexe proiecte. Această oportunitate îți oferă o selecție de abordări inovatoare pentru a lucra. Ești curioasă, dezvoltată intelectual. Îți place să sfătuiești, nu tolerezi nedreptatea. Fiind prietenoasă, îi ajuți adesea pe alții în mod gratuit. Pentru a fi întrebată de două ori despre aceste lucruri nu este necesar. Ești înclinată spre idealism, de aceea ești adesea dezamăgită de oameni. Puterea voinței te ajută la depășirea tuturor greutăților vieții. Tu te-ai lider. Te străduiești să ocupi poziții de conducere, să primești premii, să fii acoperită de glorie. Îți poți găsi apelul în afaceri sportive, competitive, te supui cu ușurință sferei vânzărilor, poți avea succes de plin ca om de afaceri, politician, om de știință, sănătate și boli, ești predispusă la toate formele de comportament obsesiv, prin urmare, ar trebui să fii atentă la abuzurile cu alimente și băuturi, cele legate de relațiile sexuale și să limitezi, de asemenea, Căutarea excesivă de emoții, stabilitatea ta psihică fragilă poate fi subminată de senzualitate excesivă și energie ridicată, îți este dificil să aderi la un stil de viață armonios, deoarece tu îl consideri de rutină. Poate că ar trebui să-ți reconsideri obiceiurile și să schimbi regimul. Nutriția naturală și exercițiile fizice ușoare te vor ajuta să eviți multe probleme. Cu vârsta? devii capabilă să faci o alegere mai sănătoasă. Cu toate acestea, o viață lungă de dragul dietei și antrenamentelor fizice este departe de a fi pe primul loc în lista preferințelor tale. Sportul și recreerea extremă cresc riscul de rănire. Abuzul de stimulanți amenință cu probleme mentale, vasculare. Supraalimentarea este plină de tulburări endocrine și conduce la obezitate. Destinul și norocul Universul te a înzestrat cu energie puternică pentru viață, forță, sănătate bună și longevitate. Ești îndrăzneață și independentă, ai în întotdeauna propria părere, dar nu neglijezi sfaturile celorlalți. Știi să asculți și să auzi, să iei decizii de una singură și ai aproape întotdeauna dreptate. Ești sigură pe tine, intenționată, muncitoare, sinceră. Ai o intuiție dezvoltată, poți anticipa evenimente, iar aceste lucruri te ajută să eviți greșelile. Ești iubită și respectată, oamenii ascultă sfaturile tale înțelepte, ai mulți prieteni și patroni înalți, ai o viață interesantă, fericită, lungă, plină de fericire, noroc și succes. Tu cinstești tradițiile familiei în care ai crescut. Părinții tăi sunt înconjurați constantă de grijă, atenție, dragoste ai o relație minunată de încredere cu rudele. Familia are o atmosferă de înțelegere reciprocă. Îți creezi o familie la vârsta adultă atunci când ai condiții de viață confortabile. În sectorul financiar, ai noroc, ajungi la înălțimi mari în viață. Sfaturi pentru tine. Înlocuind impulsivitatea și încăpățânarea cu intenția, disciplina te va ajuta la evitarea greșelilor fatale și nu vei pierde conexiunile utile. Dacă este necesar, află cum să convertești tensiunea pentru a o utiliza cu obiecte casnice de zi cu zi. Încearcă să nu arzi. fii puțin mai îngăduitoare cu dușmanii tăi, în final ei îți pot fi de folos. Pune puțin mai multă energie în viața ta spirituală interioară. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, regina fiarelor, îți place să accepti daruri, de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron. Pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecieri la adresa ta și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine. Cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile. Numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să țin doi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare nicio bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unei artiste de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al aloi al 16-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit. Nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhide, trandafir stacoji te vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier. Ar trebui gravate cu inițialele tale, telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu, parfum, cosmetice, de la producători de renume. Același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante, culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă, nu trebuie să uite care va de tratamentul pentru tine. Pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste măr și țări. Un cadou preambalat din supermarket îl vei considera un comportament înadecvat, ba chiar un cadou jositor, Ca pisică grațioasă, adori confortul și, prin urmare, poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă. O pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original. Dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să ți da cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat. Vei decide pentru tine înseți ce să cumperi cadar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onoresc pe donator în egală măsură de ziua lui. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.